ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري الخليج العربي. في البداية راح في مدرب الفريق السيد رجي كام واللاعب طارق أحمد ونشكرهم على التواجد. Match foarte important pentru noi cu echipă de noi am avut mereu probleme. مباراة كثير مهمة مع فريق سبب لنا مشاكل عدة مرات. Venim cu o perioadă bună. جاي من فترة كثير منيحة. De jocul echipei noastre a fost bun. أداء فريقنا كان كثير زين. Și sperăm ca și la meciul de vineri cu cei de la Diba să avem o prestație bună și să încercăm să câștigăm meciul. بتأمل أن نكون نفس الأداء مباراتنا يوم الجمعة ونحاول نفوز إن شاء الله. Știți, Gafri este suspendat. Tarfon Gafri Mogaf. Baset a reintrat în antrenamentul normal. Mohamed Abubas, طبعا, am șarik pe tămărin. Și sper ca până la ora meciului să fie bine. بتأمل أن نكون جاهز لوقت المباراة. Dar avem destui jucători pe poziția respectivă. عندنا العدد الكافي من اللاعبين يلعبون نفس المركز. Nasser, Hilal, Akbari care au jucat bine în ultimele meciuri. منهم ناصر هلال محمد احمد العكبري اللي كان اداؤه مزين في المباريات اللي شارك فيها. Pe mine mă bucură foarte mult și revenirea lui Baset. انا كمان بيسعدني رجوع محمد عبد الباسط. Și sper ca până la ora meciului să fie să am tot lotul disponibil și să fie toți la o formă foarte bună. بتأمل أن اللعيبة كلهم يكونوا جاهزين من كل النواحي. Eu v-am spus că pentru mine nu este niciun fel de problemă. أنا ذكرت أنه ما في ولا أي مشكلة بالنسبة لي. Am spus de foarte multe ori că susțin ceea ce se întâmplă la echipa națională. قلت عدة مرات حتى الأمور اللي كانت في المنتخب كمان اللعيبة اللي شاركت فيها. Și așa trebuie să fie. Cred că trebuie să susținem ceea ce se întâmplă la echipele naționale. بالعكس لازم نساند الأمور اللي تصير في المنتخب. Pentru noi nu se schimbă absolut nimic din programul pe care l-avem. بالنسبة لنا ما يتغير ولا أي شيء في برنامجنا. Ne-am antrenat, am jucat două meciuri în Etisalat Cup cu două echipe foarte bune. تابعنا تمارينا لعبنا مباراتين في كأس الاتصالات. Pe care am reușit să le câștigăm. مع فريقين قوية وحاولنا نفوز. Pentru noi au fost două săptămâni foarte bune. كانوا أسبوعين كثير مناح بالنسبة لنا. Și de aceea am speranțe foarte mari ca noi să continuăm pe aceeași linie. وبتأمل انه نتابع بنفس المسار. Pe Seba știți cu toții este un jucător profesionist, un jucător care cu siguranță va ajuta echipa națională. Seba لاعب محترف مثل ما بتعرفوا انتم الكل، اكيد راح يساعد المنتخب. Are foarte mulți ani jucați aici în Emirate. عنده عدة سنوات شارك فيها في الامارات. Îl cunoașteți foarte bine. تعرفونه كثير منيح. Pentru noi nu va fi nicio problemă. بالنسبة لنا ما راح يكون في ولا أي مشكلة. Eu sunt bucuros să avem cât mai mulți jucători la echipa națională. بالعكس أنا بيسعدني يكون عندنا عدد كبير من اللعيبة مشاركين في المنتخب. Pentru că asta înseamnă că ceea ce facem noi la echipă o facem bine. هاي معناته أنه شغلنا اللي نسويه نحن بالفريق شغلنا زين. Alte probleme nu văd. Decât îi urez lui Seba felicitări și să aibă parcurs, un parcurs cât mai bun la echipa națională a Emiratelor. Iar mășeakel mă fi, طبعا, îmi hăbăt lui Mabruc lui Seba în dimineața. Da, eu cred că fiecare partidă pe care o jucăm este importantă. Înțeleg că nu cred măbara, nu e bine spune la jucătorii știu foarte bine ce obiectiv avem anul acesta. Da, avut nebea cu hădăfnă hai sănii. Și anume să ne clasăm și să ne luptăm pentru a câștiga campionatul. Asta este obiectivul care l-avem în fiecare etapă, indiferent de echipa pe care o întâlnim. Deci va trebui să investim, să facem sacrificii ca să putem să realizăm acest obiectiv. Toate echipele acum sunt la un nivel foarte bun. Dacă nu suntem atenți, dacă nu jucăm bine în fiecare partidă, atunci nu vom reuși ca la sfârșitul campionatului să fim pe primul loc.